Născut pe 23 martie 1949, Mircea Vintilă, Ciocu pentru cei apropiați, este muzicianul din prima generație de artiști folk ai României. Absolvent al Institutului de Construcții din București, Vintilă nu este cunoscut ca inginer, ci drept membru al cenaclului Flacăra de la debutul ședințelor acestuia și pentru că partea cântecelor sale recrează atmosfera de odinioară a Bucureștiului. La hanul lui Manuc, nu sunt răsut, nu pot să plec, se formuie 20. Nu sunt răsut, n-ai cum să plec, se formuie 20. Ai de frumoasă, ai de străină, o dragostea mea fără leac. Vino cu mine, suniți și vino la hanul lui Manuc. Mircea Vintilă a compus și cântă melodii pe textele unor reputați maestri creatori de vers, Adrian Păunescu, George Coșbuc, Tudor Arghezi, Florian Piti și Gheorghe Azap, fiind doar o parte dintre aceștia. Dincolo de activitatea sa solo sau cu formația de acompaniament Brambura, Mircea Vintilă este cunoscutul component al supergrupului folk Pasărea Colibri, întemeiat împreună cu Vladi Knezevici, Mircea Baniciu și inegalabilul Florian Pitiș. Interesat de muzică încă din timpul copilăriei, Vintilă, sau Ciocu, așa cum este apelat de apropiați, rămâne unul dintre pionierii folcului în România și artistul care, de nenumărate ori, a evoluat alături de alți adepți ai genului, precum Mircea Florian, Marcela Saftiuc sau Doru Stănculescu.